Bună ziua, stimate doamne, stimați domni, dragi tineri și tinere, stimați reprezentanți ai mass-mediei, vă spunem bine ați venit la acest eveniment. Eu mă numesc Cristina Roșca, sunt coordonatoarea platformei suntpărinte.md și astăzi vă salut aici în calitate de moderatoare a acestui eveniment care este dedicat Zilei Mondiale Fără Tutun, organizat și celebrat de către Organizația Mondială a Sănătății și partenerii săi în fiecare an pe data de 31 mai. Iar în acest an, acest eveniment poartă și un generic sugestiv și anume să protejăm copiii de interferența industriei tutunului. Să știți că nu întâmplător am ales centrul expozițional Constantin Brâncuș, pentru că astăzi vedeți aici exponate mai neobișnuite. Și anume, acești tineri care au dezvăluit câte un exponat au transmis cu toții un mesaj comun. Și anume, să punem capăt acestui viciu, să promovăm împreună eforturi și să demascăm toate aceste strategii ale companiilor mari de tutun, care de fapt țintesc o nouă generație, copiii, adolescenții și tinerii. Astăzi este ziua în care întreaga comunitate globală vorbește despre ce politici sunt eficiente pentru a opri sau pentru a diminua riscurile consumului de tutun în rândul tuturor generațiilor. Tot astăzi, întreaga lume îndeamnă oamenii să-și revendice dreptul la sănătate și să opteze pentru o generație fără tutun, pentru că ne pasă, cu toții știm, de generațiile viitoare. Datele ne demonstrează clar că industria tutunului folosește în prezent niște tehnici și niște strategii într-o manieră agresivă pentru a promova noile produse, și anume țigările electronice și produsele cu tutun încălzit fără ardere, în rândul mai multor categorii de persoane, copiii, adolescenții și tinerii. Dar ce uită să spună industria tutunului este că aceste produse sunt la fel de periculoase și conțin la fel de multe substanțe nocive, precum produsele din tutun tradiționale. Iată de ce ne-am adunat astăzi aici, ca să spunem cu fermitate adevărul despre tutun. Și pentru a îndemna tinerii și organizațiile de tineret să transmită aceste mesaje în comunitățile lor, astfel încât, cum am zis și la început, să creștem o generație sănătoasă fără tutun. Înainte de a le oferi cuvântul vorbitorilor noștri, vreau mai întâi să vă prezint susținătorii și organizatorii acestui eveniment, și anume doamna Alane Merenco, ministra Sănătății Republicii Moldova, doamna Valentina Olaru, secretară de stat de la Ministerul Educației și Cercetării, Miliana Gârbici, șefa biroului Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova, doamna Ala Revenco, cofondatoarea Asociației Părinți Solidari, Cătălin Lungu, actor, și Romeo Leapciuc, secretar general adjunct al Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova. Acestea fiind spuse, eu vreau să-i ofer cuvântul de salut primei noastre invitate, și anume doamnei Alane Merenco, ministra Sănătății Republicii Moldova, care ne va spune în continuare despre inițiativele Ministerului Sănătății, precum și despre tendințele de consum ale țigărilor electronice și altor produse conexe în rândul adolescenților și tinerilor din țara noastră. Vă spun bună ziua și suntem într-o zi, 31 mai, așa, este o coincidență că astăzi este ultimul sunet în majoritatea liceilor, instituțiilor de învățământ, deci este despre copii și mâine este Ziua Internațională a Copiilor și, în general, eu cred că fiecare societate care se dezvoltă și chiar și din țările care au atins un nivel de dezvoltare trebuie să se gândească întâi și întâi la copii, deoarece copiii sunt generațiile următoare și sustenabilitatea la tot ce noi cumva organizăm, creăm. Deci noi ne alăturăm aceste inițiative care are foarte mulți ani a Organizației Mondiale a Sănătății pentru ca să îmbunătățim și să creștem nivelul de conștientizare în ceea ce privește toate pericolele asociate consumului de tutun, riscurile tuturor produselor de tutun, în rândul în special a copiilor, tinerilor și necesitatea ca să acționăm împreună,
ca să fim mai puternici pentru ca să asigurăm copiilor noștri un viitor mai bun și în special fără tutun. În acest an, toată atenția este cumva orientată spre un mesaj foarte direct și este vorba de protejarea copiilor de influența industriei tutunului. Pentru acest lucru fiind într-adevăr necesare eforturi comune a tuturor membrilor societății, diferite organizații non-guvernamentale, a sistemului de educație, sistemului de sănătate, instituțiilor internaționale, pentru că în ultimul timp industria s-a făcut foarte prezentă de când s-a dezvoltat mediul online, deci practic ei sunt acolo foarte prezenți și au ca țintă, de asemenea, pe cei mai frecvenți utilizatori a mediului online, copiii și tinerii. O să vă dau câteva cifre, deoarece statistica niciodată nu minte. În 2020, doar câțiva ani în urmă, aproximativ un sfert din toată populația lumii a consumat tutun, dintre care 36,75% bărbați, 7,85% femei. Se estimează că circa 1.300.000.000 de oameni din întreaga lume folosesc produse din tutun, iar 80% din ei locuiesc în țări cu venituri mici și medii. Deci oamenii care, de fapt, au resurse financiare, au bani, nu-și permit, în ghilimele, așa un lux de a-și distruge sănătatea. La nivel global, peste 8 milioane de oameni mor din cauza consumului de tutun în fiecare an. Expunerea pasivă, acum vorbim și de o altă categorie, care de fapt nu a ales să consume produse din tutun, să fumeze, dar sunt expuși pasiv la fumul de țigară. De asemenea, expunerea este implicată în efecte negative asupra sănătății, provocând peste 1 miliard de decese anual. Unul din doi copii respiră aer poluat de fumul de tutun, atât în familie, acasă, cât și în mediul în care se află. Aproximativ 65.000 de copii mor anual din cauza bolilor legate de fumatul pasiv. Fumatul în timpul sarcinii poate duce la mai multe probleme de sănătate pentru bebeluș, pentru tot parcursul vieții. Consumul de tutun este, de fapt, principalul factor de risc care este posibil de evitat fără resurse financiare, doar prin voință și prin careva susținere din partea celor apropiați, a sistemului de sănătate, celor de educație. Și totodată vreau să subliniez că este cea mai importantă cauză care duce la deces prematur în Uniunea Europeană. Aproximativ 700.000 de decese anual. Deci, dacă atrageți atenție, cifrele cu care am operat sunt extraordinar de mari. Și noi, în continuare, ca societate, la nivel mondial, continuăm în linii generale să fumăm. Deci nu mă refer aici la noi personal, dar întreaga societate. Organizația Mondială a Sănătății consideră că toate formele de consum de tutun sunt nocive și nu există nicio diferență între țigară, țigaretă, modelele noi de țigarete electronice, care sunt de asemenea cu utilizare de vapori, încălzire și așa mai departe. În ultimii ani, marea noastră îngrijorare este determinată de creșterea folosirii produselor de tutun încălzit și a țigărilor electronice printre adolescenți. Deja în 2019, conform datelor unui studiu realizat aici la noi, în Republica Moldova, peste 16% din tineri în vârstă de 13-15 ani foloseau deja produse de tutun, inclusiv produse de tutun încălzit. Conform acelui studiu, circa 13% dintre adolescenți foloseau țigările electronice. Marea majoritate a fumătorilor inițiază consumul în timpul adolescenței. Astfel, industria tutunului știe și în mod deliberat își pune atenția anume pe aceste categorii de vârstă și face atractive toate produsele sale pentru tineri. Țigările electronice sunt cel mai frecvent produs din tutun folosit în rândul adolescenților. Aceste produse sunt agresiv promovate tinerilor, atât prin design plăcut, atrăgător, diversitatea aromelor pe care le conțin,
extinderea portofoliilor de produse ai, din ce alege, folosirea activă a rețelelor de socializare, recrutarea influencerilor în calitate de ambasadori ai brandurilor, inclusiv a medicilor, inclusiv cu plata medicilor, ca să recomande că țigareta electronică nu este atât de nocivă ca țigara obișnuită, și multe alte strategii de promovare. Industria investește resurse uriașe în inovații tehnologice și tactici manipulative pentru a ajunge la grupul cel mai vulnerabil, la copii. Și aici undeva pe toate placatele acestea care le-ați deschis este probabil această cifră și gândiți-vă bine la ea. Industria tutunului investește zilnic 23 de milioane de dolari pentru marketing. Deci zilnic, nu lunar, nu săptămânal. Deci vă dați seama care sunt profiturile. Companiile de tutun promovează în mod extrem de înșelător aceste produse ca produse mai puțin nocive. Și vreau să țineți minte că acesta este un fals. Deci tot mai mult crește utilizarea produselor de tutun încălzit și a țigărilor electronice. Se înregistrează o expansiune foarte agresivă a promovării, comercializării produselor din tutun în spațiu online și este o expunere majoră a populației, inclusiv copii și tineri, la fumul de tutun. Deci un pas ferm pe care l-am făcut la Ministerul Sănătății, deci împreună cu parlamentarii, în 2023 a fost aprobat de către Parlament interdicția de plasare pe piață a produselor de tutun încălzit și a țigărilor electronice cu arome începând cu 2026. Și de asemenea, acum se află în proces de avizare modificarea legislației cu privire la controlul tutunului, în care Ministerul Sănătății a venit cu foarte multe propuneri, care desigur nu sunt pe placul industriei tutunului. Deja avem de la cei mai mari deci, agenți de pe piața mondială scrisori de nemulțumire, atât în adresa noastră, cât și a președinției, a Parlamentului, a Guvernului, absolut tuturora. Nu aș vrea să mențin mai mult atenția, deoarece fiecare vorbitor are să vă transmite ceva. Vreau doar să subliniez că în aceste modificări pe care le-am făcut, deci se referă cel mai mult atât la tineri și adolescenți, la modalitatea de comercializare, la utilizarea aromilor, la utilizarea, comercializarea numărului de țigări, deci la interzicerea plasării anumitor produse. Deci sunt foarte multe reguli stricte. Presa, dacă este interesată, vă putem oferi suplimentar ca să faceți niște articole destul de mari și interesante pentru ca să oferiți aceste date publicului larg. Este o alegere a noastră care va întâlni foarte multe bariere și de asemenea vine și din partea producătorilor de tutun și din partea industriei deci agricole, dar pentru noi este foarte important dezideratul ca să avem grijă de copiii noștri, de adolescenți, de viitorul lor, când vor fi maturi, foarte maturi, vor lua o decizie mai corectă sau mai puțin corectă, atât timp cât sunt copii, noi ca stat trebuie să îi protejăm. Vă mulțumesc tuturora și vreau să vă spun un lucru foarte simplu. Plămânii noștri sunt creați așa cum sunt creați pentru ca să respire aer curat. Ei nu sunt adaptați ca să fie în toată ziua atacați cu produse foarte nocive care de fapt îi distrug și nu pot să ducă oxigenul așa cum îl duc la creier, la toate celulele și să ne facă să fim sănătoși, fiindcă oxigenul este cel mai important aliment pe care îl consumăm în fiecare zi. Aveți grijă de plămânii dumneavoastră, iar după aceasta cel mai important mesaj este să ne protejăm copiii pentru ca să crească sănătoși. Sănătatea totuși rămâne cel mai important lucru și mai sunt lucruri pe care îl avem noi din copilărie. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamnei Alania Merenco, ministra Sănătății Republicii Moldova, iar noi continuăm cu alte inițiative guvernamentale privind reducerea consumului de tutun în rândul tinerilor. De aceea vreau să-i ofer cuvântul doamnei Valentina Olaru, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării.
Bună ziua tuturor și doamna Nemerincu a menționat de acum că astăzi este o zi importantă pentru tot sistemul educațional, este sfârșitul anului școlar și începutul unei perioade de vacanță. De aceea, în contextul evenimentului de aici, vrem să spunem că Ministerul Educației se va alinia acestei campanii de informare pentru că conștientizează foarte bine că viața și sănătatea are prioritate și atunci când nu este sănătate, nu se realizează niciun obiectiv, nici de dezvoltare personală, nici de educație și nici de altă natură. Atunci când un copil ajunge să aibă probleme de sănătate, toate celelalte pleacă pe planul 2, 3 și chiar ultimul. De aceea, Ministerul Educației va întreprinde și măsuri de informare atât pentru elevi în taberele de vară care se vor organiza, de aceea am vorbit despre vacanță, pentru că este o perioadă în care copiii noștri cumva au mai multă libertate de sine, sunt mai puțin supravegheați și de profesori, dar și de părinți și au mai multe tentații de a încerca de toate pentru toți. Pericolul este acela că majoritatea, și conform statisticilor, majoritatea elevilor, de fapt, nu conștientizează ca periculoase țigările electronice, narghileaua și alte forme de consumare a tutunului neîncălzit. Ei consideră că asta este absolut inofensiv, că asta este cumva foarte în trend și este foarte bine ieșind la un cafea să mai ieși o narghilea, pentru că cumva se combină că în toate filmurile pe care ei le-au văzut, așa este bine și așa este cool să se petreacă tineretul. Vrem să dezmințim acest stereotip. De asemenea, ne propunem să discutăm și cu părinții, pentru că cea mai mare, cu regret, pericol este că atunci când într-o instituție educațională inviți un părinte la discuție și de a-i spune că copilul, fiți vă rog frumos atenți, copilul dumneavoastră de 10-12 ani consumă sau folosește o țigară electronică, cumva părintele îți vine, da, e ok, care-i problema? Adică nu văd nicio problemă, că noi împreună asta facem, chiar eu i-am procurat-o. Și atunci ne dăm seama că pericolul este mult mai grav decât pur și simplu lipsa de informare. Este o convingere falsă a celor maturi că ceea ce face copilul lui este bine. Aceasta este a doilea grup țintă către care ne îndreptăm mesajele noastre. Încă o inițiativă care va veni odată cu revizuirea regulamentului de funcționare a instituțiilor de învățământ secundar general, în care până acum n-am avut acest compartiment când am zis despre reguli de comportare sau reguli admise și neadmise într-o instituție școlară, că am considerat că este legea antitutun, unde, mă rog, este scris că la 50 de metri de o instituție educațională nu se vând, nu se consumă în cadrul instituțional, nu se consumă tutun și cumva am considerat că asta este îndeajuns în momentul în care este legea. Dar am ajuns la concluzia că repetitio est mater studiorum, adică dacă o să repetăm încă o dată în regulamentul de funcționare a instituțiilor despre aceste interdicții, o să fie numai spre beneficiu și comunității educaționale, pentru că am avut cazuri în care elevii au zis, bine, de ce nouă ne puneți interdicția în care că domnul profesor stă în biroul său sau în cabinet și cu fereastra deschisă consumă tutun. Și atunci am zis că cumva nu toți ne cunoaștem obligațiile și legea și atunci o să intervenim încă o dată, repetând, atenționând și sancționând comportamentele care nu sunt în conformitate cu legea în vigoare. Sigur că avem foarte mult de lucrat atunci când vorbim despre crearea unui comportament sustenabil și aici o să încercăm să facem eforturi deosebite prin acele discipline care au menirea să formeze acest comportament. Vorbim și despre orele de biologie și de dezvoltare personală și de cele de chimie, pentru că este bine atunci când vorbim despre componenții chimici să vorbim cum ei ne afectează sănătatea noastră.
Și cel mai important este ca să înțelegem că procesele fizice, chimice și biologice, ele de fapt nu sunt ceva care se funcționează undeva, dar ele funcționează în organismul nostru și cum ele ne afectează atunci când noi luăm decizii greșite. Asta se propune Ministerul Educației, pe lângă faptul că va semna și un memorandum cu reprezentanții societății civile care vor realiza acest proiect de informare și de medizare a problemei, dar ceea ce o să facă Ministerul Educației va rămâne în sistem și va fi acea aspect de sustenabilitate și durabilitate în sistemul educațional, care ar trebui să dea roade și imediat, dar și pe durată, atunci când vorbim despre comportamentul tinerii generații și nu numai, dar și a părinților vis-a-vis de acest pericol. Încă o dată vreau să zic, viața are prioritate și misiunea noastră a Ministerului Educației este ca tânăra generație să aibă drept la o viață fără de tutun. Mulțumim, doamnei Olaru. Vreau să menționez că Organizația Mondială a Sănătății a lansat deja o inițiativă globală a tinerilor, prin care vrea să ducă la acea demascare a tuturor strategiilor și tehnicilor pe care le folosește industria tutunului și pentru a încuraja tinerii să promoveze activ mesaje pro-sănătate. Prezentă aici, doamna Miliana Gârbici, reprezentanta OMS în Republica Moldova, are un îndemn și pentru tinerii din țara noastră. Mulțumesc, Cristina. Bună ziua. It's really very, very good to be here with Ministry of Health, with Ministry of Education, with parents, civil society organizations, with these wonderful young people in the audience, but also on the panel, as we want to amplify their voice as they call on us to protect them from influence of tobacco and nicotine industry. Bună ziua, eu mă bucur foarte mult să mă aflu aici la acest eveniment împreună cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, cu acești minunați tineri care stau atât în auditoriu, cât și aici în grupul de experți. Pentru că scopul nostru este să le amplificăm vocea, să fie auziți în acest sens. The World Health Organization and the Global Tobacco Industry Watchdog called STOP launched a report called Hooking the Next Generation. This report highlights how tobacco and nicotine industry design products, how they do marketing, and how they shape policy environment to achieve their goals. OMS împreună cu o organizație care se numește STOP au lansat un raport special în care vorbesc despre modul în care industria tutunului elaborează produsele sale, cum le promovează în piață și cum formează opiniile în acest sens. This report also shows that approximately 37 million children globally aged 13 to 15 years use tobacco. And in many countries, use of electronic cigarettes among adolescents exceeds that of adults. În acest raport se vorbește că aproximativ 37 de milioane de copii în vârsta de 13-15 ani consumă tutun, iar în multe țări, numărul adolescenților care folosesc țigări electronice depășește numărul adulților care fac același lucru. And yes, we are aware that we have achieved a lot in reducing tobacco smoke, but we see emergence in use of e-cigarettes, electronic cigarettes, and other tobacco and nicotine new products. And we see that this use of electronic cigarettes increases when compared to conventional cigarettes, increases three times. Da, noi cunoaștem că noi am reușit multe în ceea ce privește reducerea fumatului de tutun, însă noi vedem apariția noilor trenduri când e vorba de țigări electronice și alte produse de așa gen. Dacă e să comparăm consumul acestora cu consumul de țigări tradiționale, atunci vedem o diferență de 3 ori. And as Director General of World Health Organization, Dr. Tedros says,
tobacco industry sells nicotine to our children, the same nicotine in other packaging. Și după cum spune directorul general al OMS, industria tutunului vinde nicotină copiilor noștri, aceeași nicotină ambalată altfel. And what does it mean? It means that we see their marketing with electronic cigarettes, with flavors, with candies flavor, with fruit flavor. And research in the United States of America shows that 70% of young people who use flavored electronic cigarettes would quit if these electronic cigarettes were of tobacco flavor. Acum, ce înseamnă acest lucru pentru noi? Noi vedem că se promovează țigări electronice cu diferite gusturi, gusturi plăcute, de bomboane, de fructe. Și există un studiu în SUA, conform căruia cam 70% de consumatori a țigărilor electronice spun că ei ar lăsa acest obicei dacă gustul era să fie al tutunului. So this is a global problem and a problem of Moldova as well. It means that we need strong regulation of electronic cigarettes and of these products. And WHO calls for 100% free tobacco and smoke space, indoor public space. Ban on flavored electronic cigarettes. Ban on promotion, on marketing of tobacco and nicotine products. Higher taxes and increased public awareness. Și vedem că este o problemă globală, nu doar a Republicii Moldova, și este nevoie de regulamente mai dure în acest sens. OMS susține următorul lucru. E nevoie de spații, inclusiv spații publice, care să fie la 100% libere de tutun. Să nu existe țigări electronice cu diferite gusturi, să nu existe produse asimilate acestora cu diferite gusturi și să nu existe promovare a acestora. De asemenea, taxele și impozitele pe aceste produse trebuie să fie mai mari și trebuie să sporim nivelul de conștientizare a publicului. Young people globally and young people here in Moldova, they're taking their stand against tobacco and nicotine industry because this industry sees them as profit. And they protect, as leaders, they protect their generation from harmful and lifelong addiction. Tinerii la nivel global și în Republica Moldova și au poziție împotriva acestui lucru, pentru că industria tutunului îi vede ca produse, ca o sursă de profit. Respectiv, ei se protejează pe sine și întreaga generație de o adicție și de obiceiuri dăunătoare. By working together, as we can see today, at this event with government, with public health institutions, with civil society organizations, with young people, we can create a world that is next generation that is free of addiction, tobacco and nicotine addiction. Lucrând împreună, așa cum se procedează și în cadrul acestui eveniment, împreună cu reprezentanții guvernului, instituțiilor de sănătate publică, a societății civile, tinerii vor reuși să creeze o lume care va fi liberă de adicție, de tutun și de nicotină. Mulțumim, doamnei Gârbici. Vreau să vă zic că un susținător fidel în tot acest parcurs continuu de diminuare a riscurilor provocate de fumatul în rândul tinerilor este și Asociația Obștească Părinți Solidari. De aceea, în continuare, ofer cuvântul cofondatoarei asociației, doamna Ala Revenco. Bună ziua! În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate să ne alăturăm acestei campanii. Ce mesaj aș vrea să transmit, tot ce putem da noi mai bun în viață copiilor noștri, tinerii generații, este educația și este sănătatea. Având aceste două componente, copiii pot atinge orice culme a succesului. Și deci acestea sunt valorile și abilitățile și ceea ce noi trebuie să le asigurăm la startul lor în viața matură. Într-adevăr, dacă vorbim despre tutun, acestea noi dispozitive de fumat care arată total diferit de ceea ce am văzut, ceea ce era anterior sau fumatul tradițional. Ele mai
s-a mai adăugat acest gust, sunt promovate intens și atunci tinerii le consideră ca niște lucruri care le fac viața mai colorată, mai interesantă, mai gustoasă și de ce nu? Noi maturii, pe lângă faptul că trebuie să le explicăm ce pericol prezintă aceste lucruri, aceste dispozitive și fumatul în general, noi mai trebuie și să le dăm propriul exemplu. Pentru că putem să le vorbim mult și bine copiilor, tinerilor, dar dacă lângă el cineva din familie, cineva din rude, va utiliza aceste dispozitive, va fuma, atunci la sigur că va fi tentat și tânărul. Și desigur, o altă componentă, noi ca societate și trendul trebuie să-l dăm noi maturii, să spunem lucrurilor pe nume că aceste dispozitive, tutunul și tutunul încălzit și toate cu gust sunt nocive. Și nu este cu nimic mai bun decât acea țigară tradițională care are mirosul și gustul de tutun tradițional. Noi putem crea acest spațiu informațional în care fumatul să nu se considere ceva cool, ceva care te face mai matur, ceva care te ridică în ochii semenilor, pentru că de multe ori anume acesta este motivul din care tinerii încearcă fumatul, își cumpără țigări sau dispozitiv, fiindcă ei vor să arate mai maturi, ei vor să se afirme prin asta. Și pe urmă se creează deprinderea și nu mai pot să scape de asta. Este foarte greu să scap de o dependență. Deci eu felicit și Organizația Mondială a Sănătății și toți organizatorii pentru aceste mesaje foarte bine create, care sper să ajungă la inima, nu doar la ochii și la urechile, dar și la inima tinerilor și tuturor celor care sunt potențialii clienți ai industriei tutunului. Să înțeleagă că ei, într-adevăr, sunt doar un client care dă banul, nu sunt cei ce văd ei în reclame, în publicitate, dar sunt doar cel care poate achita, crește contul în bancă, crește volumul de vânzări a companiei. Și deci nu ne lăsăm nici noi și pe copiii noștri să învățăm să nu se lase duși în eroare. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamne Alla Revenco. Vreau să vă zic că alături de noi mai este un promotor al obiceiurilor sănătoase pentru o sănătate, o stare de sănătate bună fizică și psihoemoțională, actorul Cătălin Lungu, pe care îl rugăm în continuare să ne vorbească despre adevărul legat de tutun prin prisma experienței sale personale. Ah, ok, mă gândim despre adevărul suprem și nu-l posed. Da, bună, eu sunt Cătălin și sunt chemat aici, înțeleg, și în calitate de influencer, om care discută cu tinerii, care transmite mesaje pe online și care de ceva timp și-a dat seama că are o responsabilitate în online. Eu sunt fumător și nu sunt fumător din perioada adolescenței. Deci nu m-am apucat ca să fiu cool și mă bucur de asta, mă mândresc și azi cu asta. În același timp, mesajul pe care îl mai transmit eu pe online și îl mai spun tinerilor, eu m-am apucat, că am spus că eu m-aș apuca de fumat numai ca să vă arăt vouă că se poate lăsa. Și nu se întâmplă așa. Adică nimerești într-o chestie în care tu nu poți să ieși de acolo. Și asta încerc să le explic tinerilor. Tu te apuci acum de o chestie care ți se pare ție cool, dar tu nu știi că e foarte greu să ieși de acolo. Adică imposibil nu e. Dar e foarte greu să ieși din situația asta. Am încercat să mă las de mai multe ori de fumat. Încă nu-mi reușește. Am și fumat o țigară înainte de a veni aici, recunosc. Este o chestie foarte proastă. Nu poți să ieși de acolo foarte ușor. Deci de asta încurajez tinerii că atunci când ei încearcă să se apuce de o chestie, doar că, wow, ies fum, wow, ce cool, wow, am văzut în filme cum se vorbea anterior aici. Nu este deloc cool și mai mult, iarăși o tot spun pe online, mie astăzi mi se par mult mai cool oamenii care nu fumează. Adică eu nu știu când, mie mi se pare că s-a schimbat de mult macazul ăsta, adică nu mai este. Înainte poate era cool, că vedeai în filme, vedeai un Godfather și unde se fuma, era ceva fascinant. Mie mi se pare personal că eu azi când mă uit la oamenii care nu fumează, eu pe ei văd cool. Adică eu nu mai am, nici nu cred că mai există conceptul ăsta de a fi cool dacă fumez. Mie mi se pare că nu mai există. Sau poate să iau eu prea, văd lumea prea în roz. Dar așa mi se pare. Și încă o chestie importantă legată de aceste țigări electronice, care au tot felul de gusturi și sunt convins că asta atrage tinerii în capcană.
Eu când m-am apucat de fumat la 24 de ani, acum am 28, deci am 4 ani și ori. Încerc de vreo... cred că am avut vreo 6 tentative să mă las de fumat. Deci e foarte greu. Dar când m-am apucat de fumat, m-am apucat cu țigări mentolate. Pentru că aveau gust. M-au prins cu gustul. Nu m-am apucat eu să fumez, că eram, voiam gustul de țigară. Dar era un gust mentolat, parcă era așa, fresh, ceva. Mai stăteai la un pahar de ceva, gustai acel mentolat și așa m-am apucat. Mentolatele au dispărut. Nicotina, în schimb, organismul cere în continuare nicotină. Și așa am rămas în acest viciu, chiar dacă am pornit de la un gust. De acolo am venit. Deci de asta mi se pare foarte periculos și foarte periculoase țigările electronice, plus că, da, eu văd, mergeam într-o zi pe lângă o școală, nu o să dau numele acum, pe lângă un liceu, și am văzut un grup de 5 fete care mergeau spre liceu, 4 dintre ele erau cu vapor de așa, le ascundeau într-un fel, încercau să, le era cumva rușin. Dar mi s-a părut înfricoșător, pentru că, da, țigările cumva parcă dispar din raza vizuală. În schimb, țigările electronice sunt așa de la îndemână și așa de folosite, încât am făcut și story. Despre asta și am rugat influencerii să nu mai promoveze, că am mai văzut influenceri care promovează... Bun, probabil ei utilizează țigări electronice și de asta le spun și altora. Uite, eu îmi iau de aici țigări electronice. Dar nu e ok să vadă tinerii, pentru că asta influențează, pentru că nu mai mergem în povestea cum influencerii chiar influențează și cum au o responsabilitate vis-a-vis de ce postează. Da, mă alătur, bineînțeles... Și m-am alăturat de mult campanii împotriva, mai ales a țigărilor electronice care sunt la îndemână copiilor. Și o să încercăm să facem tot ce putem ca să dispară cât mai mult culul ăsta legat de țigări sau de țigări electronice. E un viciu. E un viciu. Da? Sigur? Nu știu, mult timp mi se pare că... Cătălin, îți mulțumim pentru acest mesaj. Vreau să vă zic că deja mai multe organizații de tineret și comunități din întreaga țară organizează activități pentru tineri, pentru că lor le pasă de viitorul și sănătatea tinerilor din țara noastră. În continuare, ofer cuvântul lui Romeo Leapciuc, cel care este secretar general adjunct al Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova. Bună ziua tuturor! Dacă tot vorbeam despre ce e cool și ce nu e cool, vreau să facem așa o delimitare. Nu e cool să fumezi, dar e cool să faci voluntariat, e cool să te implici, e cool să-ți promovezi drepturile, e cool egalitatea de șanse, e cool să vii la noi să participi la activitățile pe care le avem, că avem foarte multe. Din păcate, industriile tutunului, prin strategii manipulatoare, vin să diminueze din eforturile pe care noi le depunem zi de zi, prin marketing agresiv, prin... reclama ascunsă, prin ambalaje frumoase, ei încearcă și vor să crească o nouă generație de consumatori. Mai devreme, mă pregătisem înainte de asta, să fiu sincer, făcusem o cercetare despre datele statistice, câți tineri fumează la nivel mondial, dar colegii deja au menționat despre asta. E vorba despre tocmai 37 de milioane de tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani care sunt consumatori activi de tutun. Și dintre care, și mai mulți dintre ei sunt unele țări depășesc numărul adulților. Adică, înțelegeți dumneavoastră, este un dezastru. Noi, ca organizație a societății civile și ca tineri, putem să facem următoarele. Putem să conștientizăm efectele nocive ale tutunului, putem să ne educăm, să ne informăm, pentru că avem foarte multe informații pe mediul online, informație pozitivă. Iar vreau să înțelegeți că eforturile acestea trebuie să fie nu doar din partea autorităților publice și din partea actorilor, influencerilor, din partea societății civile, eforturile trebuie să fie din partea fiecăruia, din partea fiecărui om din sală, a fiecărui profesor, părinte, din partea fiecărui tânăr care este aici, care nu este cu noi, dar ne urmărește. Mesajul e simplu.
mai nociv decât tutunul și, în general, fumatul, este doar indiferența și tăcerea. Vă mulțumesc pentru invitație. Asta înseamnă că tinerii sunt importanți, dacă suntem aici în panel, dacă suntem aici în sală. Înseamnă că vocea noastră este auzită, înseamnă că ne pasă. Noi, în calitate de organizație cheie, credem noi, în Republica Moldova, o să ne alăturăm campanie și o să promovăm la maxim la activitățile noastre și, în general, pe media online. Vă mulțumesc! Îți mulțumim mult, Romeo. Cu siguranță că tinerii au nevoie de exemple frumoase în preajma lor și ceea ce faceți, ceea ce facem cu toții aici este încă un exemplu că ne pasă de viitorul și de sănătatea generației care vine. Pe lângă cifrele pe care le-ați auzit astăzi aici, vreau să vă zic că mai avem statistici alarmante, și anume că în regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății, 20% dintre tinerii de 15 ani au declarat în cadrul unui chestionar că au consumat tutun în ultimele 30 de zile, și anume țigări electronice. Nu în ultimul rând, cercetările arată că anume consumul țigărilor electronice crește de 3 ori rata de consum ulterioară a țigărilor tradiționale, în special în rândul tinerilor nefumători. De aceea, încă o dată, îndemnăm astăzi toate organizațiile de tineret, părinți, elevii, societatea civilă, instituțiile statului, să ne alăturăm cu toții inițiativei globale lansată de Organizația Mondială a Sănătății, ca să punem capăt acestor tactici murdare și manipulatoare ale industriei tutunului și pentru a promova în comunitățile noastre mesaje pro-sănătate pentru tineri. Pe această cale vrem să aducem mulțumiri organizațiilor care deja s-au alăturat inițiativei globale, și anume Agenția Națională pentru Tineret, Platforma Părinți Solidari, Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină, Consiliul Național al Tineretului din Moldova și rețeaua Youth Clinic, adică în toate cele 41 de centre de sănătate prietenoase tinerilor din țară. Și cred că merită aplauze aceste instituții. Și la final, de asemenea, vrem să venim cu un îndemn către toate guvernele pentru a reglementa strict consumul și promovarea produselor de tutun și tuturor produselor conexe, și pentru a promova în țară modul sănătos de viață în rândul copiilor, adolescenților și tinerilor. De asemenea, vrem să vă informăm că puteți accesa pagina Organizației Mondiale a Sănătății, cea regională, precum și paginile din fiecare țară, pentru că acolo veți avea acces la diferite materiale pe care le puteți promova în comunitățile voastre. Noi vă mulțumim foarte mult că sunteți astăzi alături de noi și în continuare dăm start unei runde de întrebări-răspunsuri, unde puteți adresa întrebări sau puteți să ne povestiți experiențele dumneavoastră sau veni cu anumite mesaje către autorități și către tinerii care sunt prezenți astăzi aici. Da, vă rog. Doar dacă puteți cineva să transmiteți microfonul, doamne. Aude? Deci, în opinia mea, tutunul e, oricine știe că tutunul e o plantă. Toate plantele sunt benefice, toate plantele cresc din pământ, din sol. Tot ce crește din pământ este absolut benefic. Tutunul, ca și plantă, este absolut benefic. Dar fumul de tutun este negativ. Deci trebuie să interzici fumul de tutun, dar nu trebuie să interzici planta. Tutunul, ca și romanița, ca și minta, ca și toate celelalte plante, sunt absolut benefice. Important este cum le consum. Deci dacă le consum în stare lichidă sau altfel, ele sunt tutunul este benefic. Eu mi-am amintesc că eu era copil, mergeam cu bunica la strâns tutun. Deci atunci culegeau tutun. Deci asta vreau să spun. Poftim. Deci eu, ca medic, trebuie să intervin la obiecția dumneavoastră. Deci tutunul se cultivă doar cu scop pentru a produce produse din tutun. Deci tutunul, acolo unde mergeați dumneavoastră și îl cultivați, în general era foarte, foarte nociv. Pe timpurile când erați dumneavoastră, deci pe timpul când erați dumneavoastră copil, deci la noi este o experiență foarte urâtă. Din timpurile de atunci, când copiii mergeau la colectat frunzele de tutun și acel clei, deci nu doar la fumat, acel clei care
nu-l spălai cu lunile de pe degetele de copil, era foarte și foarte nociv, fiindcă el era consumat inclusiv cu alimentele, astfel, vă rog frumos, nimeni nu s-a apucat să distrugă planta acolo unde ea crește sălbatic. Noi vorbim despre planta care este comercializată după ce este transformată în țigară și ea este crescută peste tot în lume doar cu un singur scop. Eu, ca medic, nu cunosc ca tutunul să fie crescut și cu alte scopuri, de exemplu, medicinale, sau mai știu eu, să pregătească cineva o băutură, o limonadă. Deci astfel vă rog să fim foarte atenți cu mesajele pe care le promovăm. Este nociv tot ce este produs, sunt și plante nocive, sunt și plante, dar acolo unde ea crește sălbatic, unde nu aduce niciun rău, să crească sănătos înainte. Nu avem nimic cu natura, avem cu producerea tutunului și cu comercializarea lui. Și acesta este mesajul nostru. Mulțumesc! Deci vă rugăm frumos să crească tutunul sălbatic unde crește el, că nu avem nimic cu el, dar cu cel care este... Da, da, puteți să o sădiți, să o admirați. Și în general eu cred că putem pentru tineri să folosim un mesaj care i-ar încuraja, că de fapt în adolescență totdeauna ai dorința de a demonstra că poți mai mult, că ești adult, este o dorință foarte pronunțată la toți tinerii, toți care am trecut prin vârsta asta, în perioada de 13-15 ani, cumva trebuie să te faci remarcat prin ceva, printr-o notă mai bună, prin faptul că ai început să fumezi, prin faptul că ai mers, nu știu, ai făcut ceva, ai escaladat un munte. Și Cătălina a subliniat un lucru foarte important, este foarte greu să abandonezi fumatul, indiferent care sunt produsele pe care le utilizezi, fiindcă aceasta este o adicție și acesta deja este termen medical. Dar, cu puterea de voință, cu ajutorul medicilor, unor sfaturi, acest lucru poate fi atins. Deci, demonstrează că ești cool prin faptul că trebuie cumva să te motivezi, să fii foarte puternic și să demonstrezi tuturor în jurul tău că tu ai fost în stare la o vârstă atât de tânără să abandonezi, deși este o adicție. Și aceasta, într-adevăr, este o putere foarte mare de voință, deoarece adicțiile nu este ușor să te debarasezi de ele, deci, fiindcă este influența chimică a nicotinei și ea așa lasă amprenta în fiecare zi asupra organismului nostru, dar puțini oameni pot face fără ajutorul cuiva, doar singur, și aceasta, într-adevăr, este o tărie extraordinară. Astfel vă îndemn să fiți puternici. Da. Mulțumim, doamna Nemerenco. Cu siguranță că trebuie să precizăm că tinerii trebuie să acceseze informații oficiale, informații veridice și nu să se inspire de pe TikTok, de pe alte platforme, de la vecini, din gașca de prieteni, dar întotdeauna să aibă acces la informație veridică care este oferită de medici, de instituții în domeniu, abilitate în acest domeniu. Eu mă bucur că aici în sală este și domnul Ion Calalb, dumnealui este și tată și managerul Centrului de Tineret Leova, care poate să ne spună ce face în comunitate, pentru că a organizat deja mai multe activități în susținerea acestei cauze. Bună ziua! Vă salut și pe voi! Scuze, eu chiar recent veneam în coace la Chișinău și m-am oprit la o stație să iau o sticlă de apă și era un domn care fumea. Fuma și fuma așa, chiar cum stau în stație, nici un gram de rușine. Asta și spun, că eu și mă apropie și cumva să nu-i spun deodată nu fuma, pentru că știu că reacția o să fie negativă și spun, poate te deranjez că stau lângă tine. Mă dau deoparte, nici o reacție. Îi spun, deja încep cu alte etape, îi spun, apă de fumatul sau du-te mai încolo, măcar la urmă, dacă nu vrei să o lepeți. Zero emoții. Păi nu scot telefon și încep ca și cum filmez. Deodată să se oprește. De ce am început cu acest mesaj vreo 3 ani în urmă, dacă nu mă greșesc? A fost o perioadă când se amendau intensiv cei care fumau. Eu credeam că, neavă 3 luni a fost așa intensiv, eu credeam că, gata, am făcut ce trebuie de făcut, dar s-a oprit, nu știu, s-au amânat amenzile sau pur și simplu nu mai are rost. Eu am 40 de ani, recent am primit și eu în viața mea n-am fumat nici o țigară, nici un fum. Și mulți mă întreabă, spun că nu cred. Eu spun, da, sunt persoană reală care pot să spun, dar tu de unde știi ce înseamnă să fumezi dacă n-ai fumat? Și logica lui este corectă, pentru că eu nu știu ce înseamnă să fumez. Și eu îi dau o replică.
Dacă mă aflu pe etajul nou și vreau să sar cap în jos, care este probabilitatea că eu am să fiu viu? E zero. Păi eu nu știu asta. Iată, aceeași este cu efectul fumatul. A noi la centru tot luptăm și luptăm intensiv cu cei care fumează și uneori pierdem și noi lupta până la o perioadă când se schimbă generația iarăși nouă, dar ultima perioadă este foarte complicată cu aceste țigări electronice care noi avem așa o cutie din metal cu cheie și dacă îl prind cu țigară, eu și o pun acolo. Poate să duci să chemi pe mama și tata, eu nu. Și odată în lună noi îi desfacem, acele lichiduri le aruncăm, bateriile le ducem la unde sunt stocate și cumva luptăm. Dar iarăși, lupta noastră este practic pe loc, ne învârtim pe loc, pentru că nu este educație de acasă. Eu cu copilul meu, când a murit tatăl meu, el m-a întrebat de ce a murit, pentru că avea 4-5 ani, și am spus că a murit din cauza că a fumat. Și el acum, când vede voluntarii mei la centru că fumează, îi spune, nu fuma, că ai să mori ca bunelul meu. Are 11 ani și până în prezent spune acest lucru. Pentru că acasă se vorbește despre fumatul, de cât este grav și ce consecințe aduce. Am făcut mai multe companii, inclusiv am schimbat un pachet de țigară, nu o țigară, un pachet de țigară, pentru că un măr frumos costă și el vă 10 lei, iarna, pe un pachet de țigări. Da, au fost oameni care au schimbat, l-au boțit, l-au aruncat în urnă, dar este seară și ne mișcăm prin loc. Fratele meu a fost unul din cei care a beneficiat de acest măr și pește 2 săptămâni le-a dat fumat. Bine, n-a fost din cauza aceasta, acolo a fost alt motiv de sănătate, dar conștient dau seama că noi am făcut un pas. Mai nou la centru am făcut și un podcast cu colegii de la Youth Clinic Leova, doamna Chețanu, este un expert în domeniul medic și am vorbit mai multe probleme legate de sănătatea tinerilor și inclusiv am atins acest lucru. Și mă bucur că n-a vorbit cuvinte așa mai strict, clar, cuvinte care chiar te atinge. A spus că asta nu este ceva, nu, este grav, cancer și atât. Eu vă mulțumesc și îndemnul meu nu fumați, pentru că cred că fumatul este cel mai grav cauză care duce la deces. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Scuze, vreau să punctez o chestie apropo de asta. Iarăși, pentru tinerii care ne urmăresc, există viață înainte de țigară, adică poți să nu te apuci de fumat. Există viață faină înainte de fumat. Am 24 de ani în care n-am pus gura pe țigară și am trăit foarte bine. Am stat foarte ok, mi-am făcut treaba, mi-am făcut meseria, mi-am dus ambițiile la, sau scopurile, le-am atins câteva dintre ele. De asta, curiozitatea pentru țigară te face după asta. După asta e problema, că te lupți cu ideea și cu dorința, sau cum, te lupți cu țigara în sine, adică vrei să o lași și e mult mai greu. Și mă gândesc uneori, zic, băi, până la 24 de ani am făcut, adică n-am avut niciun stres, mă trezeam dimineața, îmi beam apa, mă duceam la lucru, veneam înapoi. Cum se întâmplă că acum viața se schimbă și nu mai poate fi parcă cum era înainte, pentru că ai viciul ăsta constant, de asta spun. Curiozitatea de a încerca o țigară nu e așa de mare, adică n-ai de ce. Încearcă altceva, nu vicii, încearcă altceva, fă, ocupi-te cu ceva. Deci de asta spun, faptul că n-ați încercat nicio țigară e foarte fain și asta ar trebui să facă toată lumea, da? Mulțumim foarte mult, după cum... Haideți că după asta există posibilitatea ca să discutăm. Problema este nu în tutun ca plantă, ci în fum. Fumul este negativ. Fumul se depune pe căile nazale și aduce, e rău pentru sănătate. Deci nu e vorba de tutun ca plantă. Scuzați, vă rog frumos, dar nu facem aici dezbateri referitor la ce e negativ. De tutun vreau este să vă periculos. Dau un exemplu, că da. Gumarea frunzei de tutun este la fel de nocivă și acolo nu este fum. Este doar rugumare frunzii de tutun. Multe popoare și în multe tradiții se fumează mai puțin, dar se rugumă frunza de tutun. Deci este la fel de nocivă și duce la alt
tip de cancer, nu pulmonar, dar cancerul buzei, cancerul mucoasei și multor altora. Astfel, nu intrăm în cercetări științifice acum și în dezbateri cu dumneavoastră, fiindcă noi avem scopul să informăm despre nocivitate și este nociv. Nu o spun eu sau colegii mei, au spus-o cei care au făcut multe, multe, multe cercetări și la noi medicina este bazată totdeauna pe dovezi. Mulțumim, doamna Nemirenko. Cu siguranță este nevoie să precizăm că trebuie să accesăm informații veridice de la persoane competente în domeniu. Acestea fiind spuse, noi am ajuns la finalul acestui eveniment. Vrem încă o dată să vă mulțumim că sunteți astăzi aici, că susțineți aceste mesaje și să vă îndemnăm să le transmiteți în comunitățile voastre, în familie, în școală, în facultate, oriunde mergeți, chiar și în gașca de prieteni când vă întâlniți, discutați despre obiceiurile nocive și încercați să puneți capăt acestor obiceiuri. Noi vă mulțumim și vrem să vă zicem că doar împreună vom putea crește și educa o generație sănătoasă într-o lume fără tutun. Vă mulțumim și la urmă vă îndemnăm să facem o fotografie de grup.